O avem alături de noi pe Elena Coșbuc, Nutrition and Corporate Wellness Coach. Bună, bună Elena, o să, bună, las, o să te las așa ca un moderator pentru a-ți face tu treaba în online și pentru a vorbi despre ce mâncăm, cum influențează nutriția, performanța și satisfacția angajaților. Și mult succes acolo la voi. Noi ne vedem aici, din punctul meu de vedere, într-un sfert de oră ar însemna la fără un sfert. Salutare tuturor! Bucur să fiu alături de voi. Sunt prezentă și în sală, dar iată că cei din online beneficiază și de această prezentare, beneficiază și cei din sală, dacă rămân în sală. Și vreau să vorbim astăzi despre voi. Până acum am văzut foarte multe despre de cază, sunt foarte interesante, de foarte minunate, dar aș vrea să vorbim așa despre voi și să vă întreb, care este nevoie, numele vostru, ce caracterii. Și despre ceea ce în fondul implementează performanță la jocul și numai și cum ceea ce în fondul implementează starea de mine. De fapt, că tot când ne gândim că energia noastră este chiar în caracterie. Și dacă ar fi să mă uit la fiecare domnule, să văd ce a întâmplat în această dimineață, aș putea să vă spun ca multă energie, atât de dată cu aducă în medicină. De fapt, aproape tot ce mâncăm, are un impact asupra nivelului nostru de performanță și a nivelului nostru de fiecare de zi cu zi, și a fost la satisfacții noastre generale, la locul de muncă și în afara lui. Și dacă facem un pas și mai departe, putem afla că modul în care mâncăm are un rol foarte important și la locul de muncă și se reflectă inclusiv în numărul de zile de concedii medicale pe care și le-am un angajat, în asigurările medicale pe care le plătim către un angajat și chiar în retenția angajaților. Și acum o să vedem un studiu foarte important, care de fapt ne arată și de ce este important micul dejun. Este vorba de topul orelor cele mai productive dintr-o zi. Și vedem că ora 11 de dimineața este ora cea mai productivă a zilei, care nu mai este egalată de nicio altă oră. Da? Iată cum crește progresiv productivitatea, după care începe să scadă în mod gradual și la un moment dat se duce de tot.
Thank you.